Salutare, salutare! Americanul vă salută! Vom începe un nou challenge de tenis. Haideți cu mine, vom juca pe terenul acela. Dați drumul la atac! Vom începe un nou tenis și bineînțeles americanul o să dea drumul la un nou tiebreak. Haideți, urmăriți acolo videoclipul când vom juca pe terenul acela. Dă-i în parte la teren acolo. Și bineînțeles am pus camera de luat vederi pe poziție. Și bineînțeles, cu racheta, forță, vom da drumul. Acțiune! Schimbarea de mingi. Ați văzut? Se vede foarte bine și bineînțeles vom începe o schimbare de atac, lansare de mingi. Gata. Americanul o să servească. Punct și-a salvat! Uaaa! Au luat punctul! Este! Ați văzut? A fost punct șmecher! Vom da drumul! Am 3-1!
gata, bagă-te acolo. Am câștigat setul. Deci americanul învinge cu 1-0. Acum oprim filmarea și ne vedem în setul 2. Foarte bine. Foarte bine jucat. Super tare. Ați văzut? Deci am luat setul. Acum o să dau drumul la un alt set. Dă-i drumul la set. Am luat mingea, dă-i! 1-0. Stărvește. Intră George la atac aici. Am pierdut setul. Nu se poate. Deci trebuie să lovești cu racheta la perfecție ca să câștigi setul. Bagă-te la set. Deci am pierdut setul, am luat un set și l-am pierdut. Ați văzut? Asta înseamnă să joci la discreție. Forță. Deci setul o să fie câștigat de american. Deci, incredibil. Și bineînțeles, mingea dacă este tare, ia uitați-vă. Ea este mai ușor de dat cu racheta nea. Control, așa scrie pe minge. Deci până la urmă, noi începem un adevărat tenis de câmp. Aici se încheie setul. Setul a fost câștigat de americanul într-un final. Setul se încheie exact aici. Ne vedem în partea a doua. Finala X americano.